Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, știți pe oamenii aia care își pun cearșafuri pe plajă, prosoape, loc, prosoape pe șezlong și așa mai departe. Eu am făcut asta. Te urăsc cu patimă. Nu vă suport pe ăștia care vă duceți dimineața la 6 și puneți frumos prosoape tot. Singura explicație pentru mine. Și după aceea le lăsați neocupate ore întregi. Nu e adevărat. Nu. Mă trezeam foarte devreme pentru că datorită radioului mă trezesc foarte devreme și atunci era simplu, mă duceam, puneam, dar pe la 9 și ceva eram acolo. Să știi că nu datorită radioului, ci din cauza radioului. Nu, datorită. Nu, ce, vreun beneficiu ăsta că te trezești de vreme? Da, în cazul ăsta, da. Ah, da. Că te ajuta să ciupești loc. Puteam să găsesc orice loc, fie că era la piscină, pe Maluapei, primul rând, al șaptelea rând, oricare. Nici eu nu halesc asta. Bă, și se practică de ani de zile, oamenii, și oriunde te duci pe planeta asta, dacă e vreun șezlong undeva, pe șezlongul ăla e un prosop. Și pe el, pe plajă, e la piscină. Nemții care fac asta. Nemții, tată. Am avut problemă odată. Vreo două zile, dar m-am prins după aia cum mă făceau. Că am tot luat niște șezlonguri și nu... La un moment dat nu le-am mai găsit. Puneau de seara. Nu cred că puneau de seara. Se duceau, se întuneca și puneau de seara și puneau pac, pac, pac și eu nu le mai găseam dimineața. La orice oră m-aș fi trezit. Eu odată m-am certat cu un paznic de Bamblec ca mine. De asta. Că tot așa, am vrut și eu să pun de seara. M-a luat capul. Mă, deci să-i cunoști. Păi da. Da, că mă duceam dimineața și nu găseam niciun șezlong. La piscină mă refer, la un hotel, la piscină. Și într-o seară, când am plecat de la piscină, am lăsat ăla cum ar veni în urmă. Și a venit ăla după mine. Șeful a uitat prosopul. Nu, greșit. L-am lăsat intenționat acolo. N-aveți voie. De ce? Păi că nu de se... ce? De ce? Te-au luat după față. Da. Și zic, de fiecare dată când vine aici la ora 9, e plin de prosoape. Pe astea nu stă nimeni pe ele, dar sunt toate ocupate cu prosoape. Păi trebuie să veniți dimineață. Zic, dar cine a stabilit regula asta? Zic, uite, eu vin seara. Nu n-am putut să ne înțelegem. Nu, m-au făcut. Veneau seara. Sunteți niște, nici nu pot să vă descriu. Ia, zine știrea. N-am făcut niciodată. Știrea este cu un oraș spaniol, orașul spaniol Calpe, de la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, de Spania. Așa. Orașul Calpe va amenda cu câte 250 de euro turiștii care ocupă locuri pe plajă înainte de ora 9 dimineața. Eu da. I-aș și aresta, i-aș și expulza, ca să fiu cinstit. Este o decizie a Consiliului Municipal. Într-o comunicat de presă, Consiliul a reamintit turiștilor că acestora le este interzis să instaleze articole precum scaune, hamaci și umbrele de plajă înainte de ora 9 pentru a nu împiedica curățarea plajelor. Stai așa puțin, că asta e diferit. Asta înseamnă că nimeni n-are acces acolo mai devreme de ora 9 ca ei să facă puțină curățenie. Uh-huh. De fapt. Cei care nu respectă această regulă, reclamați, nu știu ce, 250 de euro, li se ridică bunurile, scaunele, hamacele, care sunt lăsate nesupravegheate mai mult de 3 ore în timpul zilei, vor fi îndepărtate, a declarat Consiliul. Așa, domnule, trebuie disciplină aici. Da, eu le-am îndepărtat odată, m-a luat capul la mare și le-am luat în primul rând toate prosoapele, le-am aruncat în mare. Ah, deci tu erai. M-a luat capul, n-am mai putut. Nu am așezat pe ele. Eu zic, da, nu apuc să mă cert acum. Ai fost deștept. Da. Le-am luat și le-am aruncat în apă. Ia-mă. Da, aflu lucruri despre voi. Deci ăsta Zav își pune de cu seara prosoapele. Nu, n-am pus de cu seara. Eu am încercat să n-am pus, el a încercat de cu seara. Tu ai aruncat dimineața, datorită radioului. Da, ai aruncat prosoapele în apă. Da. Ăsta, el și nemții ăia, ocupă șezlong. Ce n-am zis? Ce cu voi, bă? Păi că nu suntem... Nu eram singur. Imaginează-ți o plajă de-aia imensă și nu mai găseai după aia loc unde Trebuie. Trebuie să vă duceți să vă închiriați vile de-alea care au și plajă rezervată, știi? E scumpe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.